Cel mai ieftin upgrade pe care poți să-l faci la un laptop, eu fac upgrade-ul ăsta cam pe toate laptopurile pe care le folosesc, există mai multe moduri în care poți să faci acest upgrade, să-i spunem așa, dar hai să-i dăm drumul. Salut jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe Arena Digitală, astăzi ne uităm la un mini laptop stand. Da, acest sistem de aici va crea un stand pentru laptop, un stand pe care poți să-l ai oricând cu tine, gata de utilizat. Haideți să vedem despre ce este vorba. Dacă ne uităm pe partea din spate, putem deja să înțelegem despre ce este vorba. Ei bine, eu folosesc astfel de piciorușe pentru laptop pe toate laptopurile mele. Am și alte modele, dar haideți să ne uităm la cel de astăzi. Foarte rapid o despachetare, nimic fancy, pur și simplu avem aici două piciorușe din astea, care au pe spate un adeziv foarte puternic. Aveți grijă când îl puneți, pentru că greu să mai dați jos aceste piciorușe. Și hai să vedem care este treaba. Vedeți, pur și simplu chestia asta se lipește pe laptop și după aia poți să miști acest picioruș. Chestia asta va ridica destul laptopul astfel încât să îți asigure un airflow mai bun și automat o să fie ecranul mai sus, tu o să poți să te uiți mai bine la ecran, iar tastatura va fi la un unghi care mie îmi place mai mult. În fața mea am Razer Blade 13, un laptop care are deja aplicate aceste piciorușe. Peste piciorușele astea mai pus eu o chestie așa moale, ca să nu zgârii anumite suprafețe, da? Pentru că din păcate nu o să mai fie valabilă treaba asta din spate de cauciuc. Piciorușele astea sunt puțin mai înalte și vedeți aici ce trebuie să aveți mare atenție, să nu acoperiți cu aceste piciorușe intake-ul sau locul pe unde intră aerul pentru răcire, da? Ei bine, vedeți că aici la mine este puțin peste, dar asta nu este o problemă pentru că atunci când desfac piciorușul, pur și simplu nu acopăr deloc. Trebuia să le pun cât mai depărtate ca să fie stabilitatea cât mai bună la laptop, pentru că dacă veneam cu ele mai încoace, erau pur și simplu pe mijloc și nu era la fel. Ok, și să vedem diferența. Aici am laptopul pur și simplu, fără acel stand activat, să-i spunem așa, deci poți să-l folosești dacă vrei și fără să activezi acel stand, dar haideți să desfacem acele piciorușe și să vedem cum stă laptopul cu acele piciorușe. Pur și simplu aici în spate am ridicat acele piciorușe și ia uitați acum ce unghi fain am pentru laptop, da? Și acum deschidem din nou laptopul, da? Și cam așa arată toată treaba. Din punctul meu de vedere arată foarte bine. Automat ecranul este mai sus. Mâinile îmi stau într-o poziție destul de bună pe tastatură, da? Și automat am un airflow mult mai bun. Aerul poate să intre la ventilatoare mult mai ușor decât dacă s-ar chinui să intre pe lateral atunci când laptopul este culcat pe masă. Bineînțeles, există și variante de standuri din alea mai mari cu ventilatoare și așa mai departe, dar aceste piciorușe, din punctul meu de vedere, te ajută mai ales dacă tu mergi foarte mult cu laptopul dintr-o parte în alta, îl pui în geantă, te ajută să nu mai fie necesar să cari un stand după tine dacă îți place acest mediu de lucru. Pe mine m-au costat 10 euro aceste piciorușe, acest stand, dar sunt sigur că pe site-uri chinezești, pe Wish sau pe alte site-uri, probabil că poți să găsești treburile astea mult mai ieftine. Îmi imaginez că sunt destul de ieftine de produs. Cam asta este pentru clipul de astăzi, sunt curios ce alte upgrade-uri ieftine știi tu pentru un laptop. Mie mai îmi sare în cap acel SSD, dar cred că majoritatea laptopurilor deja vin cu SSD-uri în ziua de astăzi. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii, ca de fiecare dată încerc să răspund la toată lumea. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!